Dragilor, voi nu trebuie să pierdeți ultimul weekend din acest toamnă, pentru că este Black Friday. De unde a apărut acest concept? Mulți își pun această întrebare, dar noi ne-am dorit să aflăm chiar de la primele surse, așa că am invitat pe cineva care să ne poată da niște răspunsuri. Silvia Oprea și Roman Tonu sunt alături de noi. Să vedeți ce tricouri frumoase au! N-ai cum să nu-ți dai seama că e chiar Black Friday. Salut, bine ați venit! Salutare! De unde mai a apărut acest concept și, de fapt, ce înseamnă Black Friday? Așa, ăsta e locul meu, postă așa acolo, nu e nicio problemă. Așa. Mersi. De unde a apărut și cum a ajuns în Moldova Black Friday? Black Friday, de fapt, este un termen sau un concept care a apărut în Statele Unite. Noi știm că toate conceptele de marketing sau de gen de vânzări vin de la mama Statele Unite, dar el la început, de fapt, a fost nu un concept de vânzări, ci un concept de o pană, să spunem, un ambuteiaj foarte mare care s-a format după Ziua Recunoștinței. Sunt originile la termenul de Black Friday. Dar a luat amploare ca și vânzări un pic mai târziu, în Statele Unite, în mare parte, tocmai după 2005-2008, a prins acest fenomen și a început din retail, adică din magazine, mai departe a urmat și pe alte canale de vânzări. Și noi vom avea parte de Black Friday în aceste zile. Ce va fi în Moldova? Ce aduceți voi în Moldova? De obicei, fiecare companie de Black Friday aduce reduceri foarte mari. La fel și noi avem reduceri foarte bune și substanțiale. De fapt, noi în fiecare an avem câte o surpriză mai deosebită și mai interesantă pentru clienții noștri. Am început de mai înainte cu cadouri la fiecare comandă, apoi am adăugat livrare gratuită și în fiecare an încercăm să facem cât mai multe chestii interactive și interesante pentru ca campania să fie cât mai reușită și pentru noi, cât și pentru clienți. Anul acesta am adăugat o reducere foarte bună de -29% pentru orice produs și deja reducerile sunt de până la 80%. Da, asta văd și eu, semnul -80%, este extraordinar. Pisica! Ce caută pisica? Cine este ea? Mascota voastră. Deci, de ce pisica neagră? Pisica neagră, se știe încă din evul mediu, a fost un lucru misterios, erau chiar vânate. Mai bine spus, o superstiție. O superstiție, dar era chiar vânate. Și la noi era superstiția că dacă îți trece pisica neagră calea, atunci nu-ți va merge bine, trebuie să sari de trei ori într-un picior sau diferite. Noi am încercat cumva să distrugem superstiția aceasta și să o facem, să o transformăm într-un lucru bun. La noi pisica e drăguță, e blândă, e jucăușă, e haioasă și aduce oferte foarte mari și foarte bune pentru clienții noștri. În toamnă, foarte multe companii fac în zile diferite, weekenduri diferite, Black Friday. Compania voastră cum a reușit anul acesta să-și organizeze? A fost mai greu la început, fiindcă nu știu dacă suntem primii sau nu, dar începând din 2011 am pornit această campanie în Moldova. Era foarte greu să înțeleagă societatea ce este Black Friday, fiindcă în Europa a ajuns abia prin 2010-2009, așa. Și noi am lansat-o în 2011. Atunci ne orientam și noi să aflăm secretul. Care este? Este, de fapt, ultima, cum ar fi, vinere din noiembrie. Este imediat după a patra joie din noiembrie. Și se primește anul acesta pe data de 29. Ea variază în timp cu ani. De exemplu, poate să fie de pe 23 până pe 29. În România, de exemplu, sărbătoresc un pic mai devreme, cu 2 săptămâni. Alte state poate mai târziu. Dar conceptul este același, să se ofere cele mai mari reduceri din an. Și acest an, tocmai și nu în zadar, am pus 29% reducere la absolut toate produsele, fiindcă se sărbătorește pe 29 noiembrie. Da. Ultima vinere din noiembrie. Știu că aceste oferte, reduceri, sunt valabile și în mediul online. De fapt, chiar cumva doriți asta să ajungă la clienți, la telespectatorii noștri, să cumpere online. E mai ușor, e mai simplu. La noi s-a început, de fapt, din mediul online, dar acum s-a mutat și în mediul offline. Este valabilă această campanie peste tot și în magazine, deja și la serviciu și mai mult unele call centre, care al nostru lucrează în această zi până la miezul nopții.
Aha, adică voi nu o să aveți somn în noaptea de vineri. De fapt, când era aglomerațiile mari, dacă știm toți din, tot din Statele Unite că se sparg ușile la magazine, aceasta a fost un început. Deja cel mai mare vânzări, cele mai mari se fac în online, de ce? Că este mai simplu și mai comod, dar asta nu este unica sursă de posibilitatea clienților de cumpărare. De ce? Avem și magazine, avem și online. Magazine putem... în practic toate raioanele? Da, da, avem în 16. Și plus la asta puteți să comandați și prin telefon, prin reviste. Avem multe căi de vânzare. Și câte produse aveți în vânzare? Eu vreau să aud așa o cifră. Știți voi câte produse? Doar peste... produse sunt peste 300 de produse puse la bătaie, dar cu reduceri foarte mari. În general, avem reduceri la toate produsele. Deci sunt mii de produse care puteți să alegeți după plăcere și după gust. În plus, ca noutate, anul acesta pisica noastră a organizat și o tombolă de Black Friday, o tombolă unde premiul mare este de 29.000 de lei. A, iarăși 29. Simbolică, 29, da. Vă place să vă jucați cu simbolismul. Da, mulțumim. Aici sunt doar câteva dintre produsele pe care voi le puteți cumpăra în această perioadă la super preț. Eu întotdeauna zic că această perioadă trebuie să fie folosită la maximum pentru că vine în curând Crăciunul. Și decât să aveți nebunia aia de Crăciun, exact, când cu două zile înainte tu n-ai cadou și te apucă de păr. Copii, covoraie, pentru mamă, pentru sacră nu ai. Iată că acum puteți să faceți cumpărăturile în această perioadă de Black Friday, să vă umpleți coșurile de cadouri la super prețuri.